Salut și bine v-am găsit la primul meu tutorial. Întâi o să vă arăt trucul, după care vi-l explic. Eu îl fac cu două elastice, se poate face cu un elastic și un inel, dar n-am inel, așa că o să-l folosesc cu un alt elastic. Sunt două elastice normale care se pot verifica de către spectator, da? Ideea e că băgăm acest inel pe acest elastic și îl vom face decât să urce. Uitați-vă cum urcă, nu mișc mâinile, nu fac absolut nicio mișcare ciudată, le țin pe loc. Nu suflu, nu mă uit decât la elastic cum urcă. Și în orice moment se poate verifica că elasticele sunt normale. Haideți să vă explic cum am făcut. Deci aveți nevoie de două elastice, 1, 2, sau în loc de elastic ăsta să aveți un inel, da. Ok, ideea e că trebuie să băgați inelul sau elasticul pe celălalt elastic. Și aveți nevoie decât de un moment, eu cu mâna dreaptă fac chestia asta, apuc elasticul cam de la jumate și îl trag un pic. Da? Și după aia tot ce trebuie să faceți, de sus, să lăsați să plece elasticul. Da? Deci de aici de sus, din mâna dreaptă. Haideți să vă arăt încă o dată cap-coadă. Deci, inelul vine pe elastic. Da? Și în timp ce faceți toată așa în jos, aveți timp să prindeți de aici de la jumate. Da? Vezi cum am prins cu mâna dreaptă de la jumate? Și cu degetele astea puteți să mascați. Și din față nu se vede. Și după aia dați drumul de sus de la degetul mare, vedeți? Deci din partea asta. Îi lăsați presiunea să vină singur de aici, să se tragă încolo. Și automat inelul va urca. Da? Uitați. Dați drumul foarte ușor. Cu cât faceți mai ușor, te mai presionând. Asta a fost trucul, dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canal și de asemenea lăsați un comentariu mai jos. Salut, eu sunt Sorin.